Liga a patra de fotbal Hunedoara va intra în acest weekend în cea de-a doua jumătate a play-off-urilor, din care mai sunt de jucat 3 etape. În partea superioară, retezatul Hațeg a luat o opțiune serioasă pentru câștigarea titlului și totodată pentru reprezentarea județului în barajul de promovare pentru Liga a 3-a. Turneul pentru locurile 5-7 este câștigat deja de Șoimul Băița, iar poziția 10-a, ultima din clasament, va fi ocupată de Minerul Uricani. Ne apropiem de sfârșitul campionatului, suntem la etapa 3-a din Final Four, în faza a doua a competiției de Liga 4-a. Se pare că Hațegul, în urma rezultatului înregistrat săptămâna trecută, a luat o opțiune serioasă privind câștigarea titlului. Se poate întâmpla orice, așa cum am zis de fiecare dată, dorința noastră este ca echipa care va câștiga Liga 4-a să câștige și jocurile de baraj, iar din sezonul viitor să se regăsească în competiția Ligii a 3-a. Șoimul Băița, în proporție de 99%, va termina de fapt 100%, că diferența este mare de puncte, va termina pe locul 5. Meciurile sunt foarte interesante și în partea a doua și a treia competiției, în faza, adică locul 5-7 și locul 8-10. O să vedem, tot în 4 iunie se termină și acolo competiția. Retezatul Hațeg își poate asigura titlul dacă sâmbătă 21 mai de la ora 11 câștigă meciul de acasă cu Inter Petrila, iar CSM Vulcan în aceea zi și la aceeași oră va pierde în deplasarea de la Gloria Giurgiu. Tot sâmbătă de la ora 11 se va juca meciul Dacia Orăștie Minerul Uricani din turneul pentru locurile 8-10, iar CSM 2 devastă. Duminică 22 mai de la ora 11 se va juca meciul dintre Șoimul Băița și CS2 Hunedoara în turneul pentru locurile 5-7, iar Victoria Călan stă. În ce privește Liga a 5-a, Zarandul Crișor a luat o opțiune serioasă pentru câștigarea campionatului, chiar dacă mai sunt de jucat 4 etape. Se pare că anul acesta, la nivelul Ligii a 5-a, Zarandul Crișor vrea să oprească deja tradiția câștigării competiției de către Măgura Pui. Și se pare că au luat și o opțiune serioasă privind câștigarea campionatului anul acesta. Zarandul Crișor poate deveni campionul dacă învinge duminică de la ora 11 pe teren propriu pe a doua clasată Măgura Pui. În aceea zi și de la aceeași oră se discută și derbiul pentru locul al treilea între Unirea General Bertuo și Ponorul Vața, în vreme ce ultima clasată Real Sfânt Andrei va sta.